veni la mine, ascultați pe stradă, umblă zombie, fugiți să vă salvați. A început ca o glumă, dar acum nu e bună, tot orașul strigă în cor. Hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălini. Sunt un pop, un factor, un artist, un popor. Societatea Regală Secretă de Zombi. Aruncă scara! Dintotdeauna acesta a fost un moment plin pentru mine. Între noaptea posnelor și Halloween nu mai sunt bun de nimic pentru vreo 48 de ore. Dar știți că vine un moment în viața unui copil când trebuie să înfrunte realitatea. Un moment când trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale. Un moment când trebuie să-ți mărturisești delictele și să ajungi la reconstrucția lumii pe care ai subminat-o. Dar nu acesta e momentul. Andy! Totul a început destul de nevinovat. Temporizatorul acesta ar trebui să facă ca lansatorul nostru de ouă să arunce la întâmplare ouă tot weekendul. Splendid! Piticul ăsta refăcut o să arate de m-a pomenit mâine. Gnomul arată exact la fel. Cu culorile sunt mai... E o frumusețe. O să dea oamenilor încă un motiv ca să viziteze minunatul nostru oraș. Gata cu trâncăneala. E vremea să avem grijă ca cetățenii să nu se rănească între ei. Doar e noaptea poznelor, nu-i așa? Studiile mele arată că un gnom recondiționat poate mări turismul cu până la 4,8%. Credeți ceea ce vedeți, domnule primar? La asta se referă și politica. Vedeți? Să mergem. Bună lovitură! Ce vrei să spui? Nici măcar nu am încărcat. Cineva tocmai l-a ochit pe Steve. Cine ar vrea să dea cu ouă în cineva care se ia de copii fără motiv? Toată lumea. Dar de ce s-ar chinui altcineva să construiască o invenție ca asta? Aici m-ai încuiat. Probabil câțiva ciudați. Haideți să încercăm chestia asta. Excelent! Hai să mergem, avem multe glume de făcut. Scuze. Uite-te la asta. Așa cum ți-am spus, nimeni nu ne întrece. Ce e asta? Ceva mic pe care eu îl numesc muzică la cutie. Vezi, le legăm de vara din spate și apoi... Cine sunt tipii ăștia? Nu știu, dar cred că tocmai ne-au învins la pozne. Da, am văzut asta. Bine, băiatule, să mergem la planul C. Să mergem. Acum asta e ceea ce eu numesc apel în așteptare. O plută? Dar asta nu e doar pentru urgențe? Wow! Noaptea poznelor e o urgență. Acum dă-te în spate pentru că atunci când o să trag de cordon, plută o să se umfle singură. În toate cabinele deodată? Uite! Cineva ne bate la propriul nostru joc. Se pare că ne așteaptă un mic război. Ce o să facem? N-avea frică. Pentru momente ca astea cineva a inventat fraza: hei, ce-ar fi dacă am decorat casa primarului Rod? Un plan bun. Nu-mi vine să cred. Nu-i un mare lucru, un obstacol minor, este doar... Război! Pe ei! Știu că sunteți supărată, dar e doar crebă de ras. Ce era? Și cane tipice de Andy. E un 431. Un 431 este o pisică rămasă în copac. Da, vroiam să zic un 314. 314 este un îndoitor de parapet pe un drum alunecos. Dar drumul de aici este uscat ca un funduleț de bebeluș.
Nu mai este, plouă. Nu plouă? Sigur că plouă. Ba da. Asta nu e ploaia noastră, nu-i așa? Nici vorbă, sunt tot ăia. Asta pune capac la toate, trebuie să-i prindem pe tipii aia. Eu îți spun că nu plouă. Ba da. Pot pleca acum? Aia e grijă cu ploaia. Vine de acolo, de sus, să mergem. Proiectul nostru pe care îl numesc Piticul ca țintă poate fi cea mai bună festă. Gnom ca țintă? Sper că festa e mai deșteaptă ca numele. N-avea frică, am plănuit totul. E cam cald aici, nu-i așa? Bunicule? Bunicule! Așa că vezi, tu nu ești singur împoznaș din oraș. Noi suntem SSPTS. SSPTS? SSPTS, Societatea Secretă a Poznașilor, Țăcăriților și Șmecherilor. Eu sunt Flanagan și joc feste cu bunicul tău de mai bine de 50 de ani. Bătrânul Flanagan? Credeam că ai murit. Nu, fiule, trăiesc foarte bine. Ne curăm în orașul ăsta acum 20 de ani. Jucam feste noaptea posnelor de 1 aprilie și de ziua copacilor. Cu toți am crescut aici ca o reuniune. Dar nu uita că totul e secret. Tatăl tău nici măcar nu știe că sunt în oraș. Crede că sunt în Florida, statul soarelui. Și toți ceilalți din oraș pur și simplu au uitat de noi. Probabil cred că am murit cu toții. Ups. Încearcă să-ți păstrezi dinții înăuntru, Flan. Ei, ia stați puțin. Dacă voi jucați farse și noi jucăm farse, ce-ar fi să ne unim? Fără puști! Cum? Stai așa, Flanei, Irv spune că puștii ăștia sunt buni. Singur că sunt, doar vine din familie. Andy e un adevărat vlășțar al bătrânului buștean. Așchea nu sare departe de copac. Nu-i așa? Pricepem. Bine, ascultați aici care-i târgu. Dacă vreți în club, trebuie să ne întreceți la feste. M-ai auzit? Singura cale ca un puș să intre în clubul meu este să mă întreacă la feste. Dar nu o să stau cu răsuflarea tăiată. Pentru că nu o să se întâmple. Hei, asta e așa? Ascultați aici, dacă aveți cumva tricouri de club, puteți să-l comandați pe al meu chiar acum. O să fie floare la ureche. Nu mai fi așa de încrețut. Tu... Și atenție cu enervatul. Pare mai degrabă oași își trencărească. Să intrecem pe poșorogi ăștia, o să fie ușor. Ca și cum ai luat bomboana unui copil. Doar că ei sunt în vârstă. E, amândoi miros ciudat. Ai dreptate, deci cum merge asta? Împrăștiem un pic din uleiul ăsta de gătit pe scaunul de toaletă și apoi... Uleiul nu e bun! Se vede prea ușor. Trebuie să ai unul fără culoare și fără miros dacă vrei să meargă. Prima dată am făcut în 46 asta. Era la oră de latină cu bătrânul Albibus. Tot el predă și acum. Agricola, agricolum. S-a așezat. A și zburat direct spre podea. Ce zile erau alea. Atunci înțeleg că farsa nu-i prea originală. Îmi pare rău, puștule. Nici o problemă, mai sunt 1.000.000 acolo de unde am venit eu. Migrena a la Ruby Gâjuita. O adevărată frumusețe. Am pus-o odată într-un copac lângă fereastra cuiva și toată ziua a scos niște sunete de a nebuni pe toți. Pe toată lumea. În ce fel sună? Păi... Sună cam așa. Fără puști! El e Bernie, răbușitul! L-am pus lângă casa albă în 73.
Că-ți vă zic că Bernie e motivul pentru care Nixon a demisionat. Nu-i așa, Bernie? Ceea ce ar trebui să faci și tu. Renunță, puștule, ha! Îmi pare rău, fiule. Poatele sunt pentru tipi în vârstă. Nimeni nu-i mai bun decât cei din clubul meu. Watson, vino repede. Eu sunt Danny. Cum zici tu? Oricum am găsit planul perfect. Ți-ai dat seama cum să învingi gravitația? De fapt e pe dos. Și ăsta poate fi haios. Așa cum spuneam și mai înainte, vechea școală să comande totuși un tricou pe mărimea mea. Pentru mine e mai mic, dacă se poate portocalie. Îmi place toamna. Știi ceva? Mergând așa prin oraș îmi vin în minte o mulțime de amintiri plăcute. Întotdeauna m-am simțit bine când m-am întors aici. Uite-i acolo! Fugiți ca să te bat cu viața! Mi-a pus din nou peruca invers? Nu, și mă asigurasem că am pantalonii pe mine astăzi. Copiii din ziua de azi. Ei, ce faceți acolo, porumbei? Noi trebuie să vedem ce-i cu gnomul pentru festa gnom ca țintă. Haideți! Nu vreau nicio festă la ceremonia gnomului din această seară. Au, zombi! Salvați-vă viețile! Ce ne facem? Ce ne facem acum? Nu te îngrijora, totul este sub control. Despre ce vorbești? Despre zombi ăștia! Zombi! Zombi, fugit! Pleacă de lângă mine, cadavru putrezit și respingător! Dan, dragă, sunt eu, bunicul! Bunicul meu e în Florida! De fapt, e de treabă dacă o să o cunoști. În momentul de față mă aflu în centrul orașului cu un tânăr care pretinde că a văzut acești oribili zombi mâncători de carne. Sunt peste tot, e oribil. Am văzut niște zombi putreziți ridicându-se din mormintele lor. Am fugit mâncând pământul. Sunt în număr de 3 și mănâncă oameni. Vedeți? Salvați-vă viața! Deci asta e. Se pare că morții au ieșit din nou la plimbare. Vin zombii, salvați-vă viața! Nu putea să meargă mai bine de atât. Ce copilaș drăguț, îmi vine să-l mănânc. Ajută! Copii din ziua de azi. Dispari. Aș vrea să-mi ridic medicamentele. Bine. Ei sunt, aoleu. Aș putea să vă folosesc baia. Ceva nu merge tocmai bine. Nu știu ce se întâmplă. Ei cred că suntem zombii care ne-am ridicat din mormânt. Dar eu încă trăiesc, doctorul meu mi-a promis. Niciunul din noi n-a apărut la decese. Zombi? Wow, și vorbești de o lovitură în moral. Ce o să ne facem? Nu știu, dar trebuie să facem ceva repede. Trebuie încă să terminăm festa cu ținta gnomul. Avem nevoie de un plan nou. Avem nevoie de strategie. Ascultați, oamenii din oraș trebuie să-și fi dat seama până acum că nu suntem zombi. Cred că au și uitat de asta. Trebuie să-i prindem. Uitați,
ăsta e cu siguranță un zombie. Nu sunt zombie, sunt tatăl tău. Peste tatăl meu e în Florida. Asta i-am spus și eu, dar ce să te aștepți de la niște zombie? Asta e, i-a prins și pe tata și pe bunicu cu farsa asta. Jos cu zombie! Jos cu zombie! Oameni buni, să ne calmăm și să fim rezonabili. La ordinul meu, ne vălim în clădire și îl prindem. Ăsta o să fie cel mai tare Halloween, să știi. E super să te lupți cu zombie. Bine, ne strecurăm pe ușa din dos și apoi direct în cimitir. Nu o să ne urmărească niciodată, haideți! Hai, păscări, hai! Așa deodată, nu mai mi-e dor de orașul acesta. Ce zici, le spunem? Cred că trebuie. Ai dreptate. Au luat-o într-acolo, dacă vă grăbiți, îi prindeți. Am vrut să mănânce brațul. Drăguț! O să intrăm în clubul acela imediat. Suntem în siguranță. Da, de ce ar crede cineva că suntem zombi? Ei, ce mai faceți, școală veche? Ai spus cuiva că suntem zombi? Mărturisește! Tu ești cel care a pornit spunul că suntem zombi! Spunând tuturor că suntem cadavre putregăite care mâncăm oameni? Eu? Ei, cum să mă explic mai bine? Da! Mai să fie, puștulica, asta a reușit! E cea mai tare festă care mi s-a făcut vreodată! Cam fără gust, dar bine lucra, băieți! Asta e nepoată, miu dragă! Zombi! Asta da festă! Ce mulțime nebunită! Știam eu că poți, puștule! Bine ați venit în societatea secretă a buznașilor, țigneților și șmecherilor! Și tocmai la timp! Trebuie să ne punem la punct planul pentru marea festă de Halloween! Gnom ca țintă! Așa ți-ai intitulat-o? Inteligent ai! Eu zic să-l aruncăm în aer pur și simplu! Nici o noutate! S-a fumat? Poști șmecheri! Bine, ascultați-mă, ceremonia de dezvelire a gnomului refăcut o să înceapă în curând și trebuie să găsim o cale să ajungem la gnom, fără să ne vadă cineva. Și tocmai acum oamenii par să ne observe. Simplu, folosește-ți dezavantajul în avantajul tău. Uite ce aveți de făcut. Când începe dezvelirea piticului gnom? În jumătate de oră. Salvați-vă, viețile! Ei, stai, nu sunteți un zombie. Sunteți doamna mama Luscoti. Micul Stevie Rocky, ți-amintești de mine? Să te îmbrățișăm. Vai, doamnă, nu v-am văzut de ani de zile. Mă pare rău. Bazon! Bine, dar dacă ești zombie, atunci ia o mușcătură din brațul meu. Nu mi-e foame. Bine, atunci dă mie să-ți smulg eu ție mâna. Hai, domnul coace. Vai, tată, îmi pare rău că am crezut că ești un cadavru putrezit care s-a ridicat din mormânt, iartă-mă. Nu-i nimic. Vă rog, aplauzele nu sunt necesare. Bine, îmi face mare plăcere să vă prezint vouă tuturor celor care au drept de vot noua mândrie recondiționată a orașului nostru de Cârpajus. Nu! Pe piticul e aproape de dezbrăcat. Tărătă-ți-e!
ascultați la mine! E numai vina lui Andy Larkin! A luat-o pe acolo! Dacă vă grăbiți, îl prindeți! Pe el! Pe el! Pe el! Pe el! O faptă bună cere o alta! Ne vedem în aprilie! Ups, ups. Deci acesta a fost Halloween-ul. Mai multe pozne decât bomboane. Andy! Wow, trebuie să plec. Pe mai târziu! Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.